Starea de concert. Live. Din studioul Europa FM. Bună seara tuturor, bine ați venit în Starea de Concert în această seară. Și lumea va acum, fi o seară specială, da? Să știi că așa sunt, dincolo de difuzoare, așa fac ascultătorii noștri. În mașină, acasă, oriunde v-ați afla. Da. E seara de vineri, e mijlocul lui aprilie, am trecut de mijlocul lui aprilie. Cine e alături de noi este Florin Ristei și nu e singur. Bine ai venit, e alături de toți băieții ăștia frumoși cu care merge în turneu. Deja ești la jumătatea turneului. În două ore suntem la Pitești. Ce frumos. În două ore jumate, că suntem aici jumătate de oră și după aia. Ați fost în Moldova, da? Am fost în Moldova, da. Am fost întâi la sala Palatului pe 8 martie, că de acolo a plecat. Ce frumos, sold out. N-ai fost. Sold out, n-am fost. Mai prins. Am ratat, dar data viitoare promit că sunt. Or să apară câteva bucățele după ce terminăm turneul, o să punem câteva bucățele și la sala Palatului, că e păcat până atunci să vină lumea să vadă show un pic declinat și prin țară. L-am făcut în proporțiile în care s-a putut și în țară. Și după aia pregătim ceva nou pentru toamnă. Oh, poate la frumos, ăla vii. Ce frumos. Știi că eu sunt mare fan Florin Ristei and Band, pentru că erai la fix îmbrăcat așa de 8 martie. Erai la fix. Da, ar fi fost numai bine. De ani de zile vin la voi la concerte, băieții fac niște show-uri extraordinare. Și Alexandra face niște postări senzaționale de fiecare dată. Am și ajutorul vostru, pentru că voi reușiți să faceți pe scenă o groază de chestii, artificii, giumbușlucuri, nebunii muzicale. E foarte frumos. Lumea se distrează și în seara asta o să aveți parte fix de așa ceva, de un super show alături de Florin Ristei. Eu zic să nu stăm mai mult de vorbă, mai vin și un pic mai și mie îmi place golo. Mai puțină vorbă, mai mult cântec. Mai multă muzică, nu? O să vă arătăm exact cum am început la sala Palatului, pentru cei care n-au fost. Oh, o să auziți și o să auziți o bucată din povestea mea. Avem fum, avem lumini aici. Sperăm să nu avem și alarme pe sus. Nu, sper să nu pornească. Dacă pornesc aia face parte din show. Avem și timer, fiți atenți că avem și timer. Da, și uitați-vă live pe Facebook, pentru că acolo sunt băieții și pe YouTube-ul Europa FM, pe canalul nostru. Florin Ristei în această seară live, în starea de concert la Ia-mă Europa de braț, FM. Plecăm împreună. Haide. Spectacolului, te rog să-ți închizi telefonul mobil. Sau, de fapt, fă ce vrei. Postează pe Instagram, sună-ți un prieten și lasă-l să asculte concertul. Dar tu, te rog să fii atent, pentru că astăzi vreau să-ți cânt povestea mea. Povestea ta. Povestea noastră. E prima oară când ne întâlnim aici, așa că avem o singură regulă, că o să lăsăm toate grijile, frustrările, greutățile și supărările afară și că în seara asta, energia noastră va fi the one.
început povestea noastră înainte de timp. La fel ca versul ăsta trist pe care nu am vrut să schimb. N-am vrut să schimb nimic din tot ce am trăit atunci, când vântul ne făcea statui frumoase doar din niște stânci. Am început povestea noastră înainte de timp. Am început să te iubesc chiar înainte să te simt. N-am vrut să spun, n-am vrut să știu. Nu m-am grăbit și m-am oprit. N-am vrut să încep fără tine. Gânduri nebune, vă rog dispăreți. Zi după noapte mă urc pe pereți. Da! Gânduri nebune, vă rog dispăreți. Zi după noapte mă urc pe pereți. A început povestea noastră înainte de timp. Nu am știut ce m-a lovit așa de tare s-a simțit. Nu am simțit niciun moment că-i prea devreme atunci, sau că o să las în suflet semne adânci. A început povestea noastră înainte de timp. Am început să te iubesc chiar înainte să te simt. N-am vrut să spun, n-am vrut să știm. Nu m-am grăbit și m-am oprit. N-am vrut să încep fără tine. Ceasul vrea minute în care eu să încep să mint. Atunci oprește-te, oprește-te. Și dacă timpul cere timp în care eu să nu te ating, și dacă plovi fără soț au devenit soți între timp, atunci oprește-te, oprește-te. Când nu te aștepți,
ce-ai stricat nu mai poți să îndrepți. Tot ce spui azi crezi că mâine dispare, dar chiar de sunt doar cuvinte știi că doare. Noi nu mai știm, noi nu mai vrem, nu putem. Nu înțelegem de ce ne ascundem. Am uitat ce simplu e să fim doar noi, doi cerșetori de iubire. Când o să plec, ești tot ce iau cu mine. Doi cerșetori de iubire. Știu că într-o zi vei lua totul de la capăt. Vei lua totul de la capăt. Vei lua totul de la capăt. Dacă ești acasă, dacă ești în mașină, vei lua totul, dacă ești în bucătărie sau dacă ești în dormitor și persoana iubită e undeva lângă tine, dacă e în dreapta, dacă e în stânga, dacă e în camera de lângă, strigo și spune cât de mult o iubești. Ai o șansă acum, nu o să se mai repete. Așa că vei lua totul de la capăt când o să-i spui că o iubești. Vei lua totul de la capăt. Dacă acum e lângă tine, acum e șansa ta să o iei în brațe, să o pup și să-i șoptești cât de mult o iubești. Vei lua totul de la capăt. Vei lua totul de la capăt. Vei lua totul. Sunt, și acum dacă sunteți amândoi, iar dacă ești în mașină sau acasă, poți să-ți miști șoldul, dă din șold.
sigur mi-ai făcut vudu. Vorbim, vino lângă mine. Știu că vrei, îmi dă semn Alex de la Tehnic cu care am dansat aici. Să știi că ai dat cu dragoste, noi ne-ai lovit, mai ales pentru noi ăștia despărțiți recent. Oh. Că știi că trebuie să o iei de la capăt și reasculți piesele astea. Dacă ai nevoie de consiliere, Alexandra, sună-mă. Mulțumesc, că ești și tu în această situație, nu? Unele piese sunt pansament. Pentru suflet. Noroc că m-ai scos la dans după. Da, eu ți-am zis, poți una să caldă, una rece. Fia, da, exact așa faceți, exact cum are Ștefan Bănică în concerte, știi? Pac. Da, așa să mă iei și pe mine cu Alex, colegul meu, uite așa o să facem. Bine, bine, bine. The 70s, că el a avut the 50s, știi că erau în baking. Yeah, the 90s. The 90s. E crescut, okay, e okay. Născut, da, născut și crescut. The 90s faceți. Ok, ia zi-mi, îți scriu doamnele pe internet, vă scriu de fapt vouă băieților după ce vă văd la concerte. Mie îmi scriu pentru ei. Și lor, da, pentru și tine, nu? Da, și le am eu un mail mare. Chiar vorbeam zile trecute cu cineva. Da? Pe vremuri primeam scrisori. Era parfumate, da, nu? Nu știu cu de unde mi-am aflat când eram eu mic adresa de la Galați și primeam scrisori. Și maica mea le-a păstrat. Cred că încă mai am o cutie cu scrisori. Și ce scrie aș putea acolo să mai caut printre scrisori, că na, acum unele au 30 plus. Te-a marcat ceva din vreo scrisoare de atunci? Nu știi de ce? Pentru că nu le citeam. Pentru că eram, nu cred, eram mic, nu prea înțelegeam fenomenul, nu prea înțelegeam că o să... Cât de mic? O să vreau eu să le scriu mai târziu fetelor și nu o să mai am adresa lor. Păi tu ai aveam cât aveam? 12-13 ani. 12-13 ani, când ai început cu Dana, nu? Exact, 2000. Și atunci... Vă simțiți bătrâni acum, că ascultați în 2024? Știi că râdeam că nu mai este Dana, e doamna Daniela, s-a transformat în 2024. E dar... o piesă, am făcut-o Dana 2024, o găsiți pe YouTube, da? O cânt în seara asta? Nu o cânt în seara asta, nu o cânt. Dacă nu te chema Dana, o cântam pentru tine astă seara, dar am zis... Să nu le cânt chiar pe toate. Oricum e foarte frumos să căutați varianta pe YouTube după ce se termină concertul aici. A crescut, s-a făcut mare și frumoasă și voluptoasă și din tot ce zici. Să vă zic sincer de ce nu vă cânt. Că mi-a pus un timer aici și zice că mai am 17 minute. Eu vreau să cânt 2 ore. Dacă vrei, eu te las, să știi. Nu e nicio problemă. Am altceva pentru tine acum. Da, ce ai? Am o piesă. E cel mai recent single.
Îi zice în derivă, e tot tristă. Da, păi da, a fost hit cu prioritate la noi, pe drum cu prioritate și de dimineață la noi, la colegii de deșteptare. E pentru toți cei care au trecut recent, printr-un episod. Ah, super, încă ceva de, bă, ai un șervețel, te rog, frumos. Și pentru prima oară cânt și cu Viera la piesa asta. Oh, frumos, frumos. Fiți blânzi cu mine, n-am mai cântat de 20 de ani cu Viera. Bine, mai cânt în cântare, ai văzut că tu mă mai vezi, și mai cânt mă gândeam, stai că acum era loading, știi, că băi, nu te-am mai văzut cu... Fairy Tale, aia, unde da, ne ridicăm la dans tot timpul. Superb, superb, o să vă placă enorm. Da. Păi ce mai, hai, gata cu vorba, Florin Ristei, live în starea de concert la Europa FM, super, super show. În derivă. Nimeni nu ne-a împins să fim aici. Singur am ales și asta doare. Am luat decizii încercați de frici. N-am spus nu când trebuia și oare. Ne-am trezit cu toată lumea la picioare. Și-am căzut de sus, din înalt, fără arit. Căutând în mare, strop de vindecare. Oh, ne duc unde vor și ne dă. Următoarea piesă este o piesă, cum ar zice americanii, de sing-along. Doar vreau să țineți minte un singur vers. Undeva pe seară. Și când vine cazul, să-l cântăm împreună. Mm.
Povestea mea nu începe cum a fost odată. Nu e vrăjeală, știu exact când s-a întâmplat. Să se lovească toate energiile, să se deschidă toate ceacrele. Sincer să fiu, mă mir că nu am leșinat. Când am realizat, eram puțin speriat. Așa ceva chiar nu mi s-a mai întâmplat. Părea real, dar nu mi-aș fi imaginat că poți trăi un vis. Iar dacă ușa s-a deschis, mai fac un pas deodată. Nu e doar un vis, nu, nu. Și merg la ea diseară, poate o văd a doua oară. Dar hai pe undeva pe seară, undeva pe seară, undeva pe seară, să te văd a doua oară. Hai pe undeva pe seară, undeva pe seară, undeva pe seară, îți promit că n-o să doară. M-a auzit și mi-a răspuns. În brațe ne-am luat, în ușă ne-am zâmbit și ne-a ajuns. Apoi s-au aliniat toate planetele. În 5 minute ne-am aflat și zondile. De pe balcon ușor, ușor am decolat. Când am realizat, eram puțin speriat. Așa ceva chiar nu mi s-a mai întâmplat. Părea real, dar nu mi-aș fi imaginat că poți trăi într-o noapte tot ce ai căutat în 7 vise și încercări. Iar m-a făcut să uit de toate. Și merg la ea diseară, poate o pup a doua oară. Dar hai pe undeva pe seară, undeva pe seară, undeva pe seară, să te văd a doua oară. Hai pe undeva pe seară, undeva pe seară, undeva pe seară, îți promit că n-o să doară. Fii atent că vine rândul tău acum acasă. În 3, 2, 1. Hai pe undeva pe seară. Nu te aud, nu te aud, nu te aud. Vreau să te aud mai tare. Dacă ești la volan, tragi un pic pe dreapta. Dacă nu poți să cânti în timp ce conduci. Sau dacă ești acasă, dă volumul mai tare. Să audă toți vecinii. Că hai pe undeva pe seară. Aha, aha. Undeva pe seară. Te aud, da, da, tu de acolo din colț cântă. Hai pe ultima șansă, ultima șansă. Chiamă-ți și copiii. Chiamă-ți și copiii să asculte niște muzică bună. Ei, auzi, încă o dată. 1, 2, 3. Hai pe undeva pe seară. Undeva pe seară. Undeva pe seară. Da, da, da. Hai pe undeva pe seară. Tot blocul, toată piața Victorii și tot Bucureștiul și toată România cântă! Te-am auzit, te-am auzit, am auzit-o și pe Alexandra. Vino lângă mine, Alexandra.
dar vino lângă mine, știu că vrei. Trebuie să o cânti și pe asta în seara asta, că am impresia că tu faci foarte multe cover-uri de genul ăsta la show-urile tale. Chiar voi aveți în live-urile pe care le faceți un playlist gata făcut dinainte sau pur și simplu, uite... Nu! Alin, scât-o și tu la cap, exact clape acolo, se, nu? Exact așa. Așa se e, deci am intuit bine, nu? Mai întreabă lumea, știi, mergem la petreceri, la private și îmi zice lumea, trimite un playlist dinainte să-i spun DJ-ului în afară de piesele voastre ce să nu mai pună. Și zic, mă, nu pot să-l fac dinainte, pentru că socotela de acasă nu se potrivește cu aia din târg. Din târg. Poate oamenii vor mai pe dans, poate vor mai pe sentiment, poate și adaptezi întotdeauna în funcție de ce vrea publicul. Pentru că asta mi se pare cel mai tare la, la cântarea live, că poți să o schimbi din mers. Așa, când asculți online sau radio, trebuie să asculți piesa în forma în care e. Nu interacționezi, dar dacă ești live, poți să-i zici, stai puțin, mai cântă refrenul la o dată. Dar mie mi se pare foarte tare treaba asta, că trebuie să simți publicul de obicei, că știi, mulți fac asta, avem playlist-ul ăsta, astea-s piesele astea, vine cântăm, cu experiență și asta. Cântăm oricum, de 20 ani, de ani. Câți ani ai? 20 de ani de experiență? Păi, pe scenă, așa, live, da, vreo 25. Și câți mai, câți mai vin? 25, câți mai plănuiești? Câți mai plănuiesc? Câți or fi? Nu vreau să cânt până pe la 70. Okay. Aș vrea să ne retragem undeva cu toții în vreo 10 ani. Hai, nu 10, 20. Ce sunt tineri, măi, uită-te la ei, aveau ieșit pe băncile școlii. Eu mi-aș dori ca toți așa peste vreo 20 de ani să avem destui bani încât să stăm cu un Cuba Libre pe o plajă în Mauritius. Zi, Bobo. Zi, să stăm așa și Bobo să zică doar, băi, m-a sunat cineva, vrei să mergem la Craiova? Și eu zic, stai să aduc avionul nostru. Privat, da? Nu mergeți voi la aeroport să vină pe plajă. Scuzați, mă trezesc din delir imediat. Acum mă trezesc. N-are nimic, e frumos să visez, că asta e și partea frumoasă la voi la artiști. Visați și cumva transpuneți în ceea ce simțiți voi în, în piesele visați voastre. Și cu cât o să visați mai sus, cu atât o să ajungeți mai sus. Mauritius, Doamne ajută! Dacă scuze, nu prea place vecine... Mauritius, Maldive. Maldive, da, ok. Nici nu am fost nici acolo, nici acolo, dar am auzit că e frumos. Nici eu, dar știi cum am mai vrut, știi, să mergem. Asta e important. Asta. Bun, trece... Pitești, venim în două ore la voi. Imediat. Trece repede timpul. Buzău, Oradea și Satu Mare. Și încheiem, cu, adică încheiem. Suferă modificări tot timpul tabelul ăsta. La mine pe Instagram. Florin Ristei. Mai găsiți acolo datele. Mai adăugăm câte unul, mai scoatem câte unul. Descos nu scoatem, scuze. Doar adăugați. Doar bun, adăugăm. Sunt convinsă că o să vă ceară foarte multă lume, mai ales că v-au auzit în această seară la radio, la Europa FM. Îmi place așa cu, și îmi place așa cu cântare mai lungă. E frumos, nu? Îmi place. Eu mă imaginez tot timpul. Ascultam Europa FM atunci când conduceam, cum mama conducea de fapt. Mama a mers cu mine în primii ani, până am făcut 18 ani, weekend de weekend, la București. Plecam sâmbătă dimineața, ne întorceam duminica seară. Ascultam numai Europa FM în mașină. Știam playlist, știam pe toată lumea de atunci, din 2004, 3, da, 2000, 2004. Tot, știam toți DJ, știam toți MC, știam pe toată lumea, știam la ce oră începe fiecare emisiune, știam tot. Și îmi plăcea când auzeam garajul Europa FM, înnebuneam, îmi plăcea maxim. Și mă bucur că ați cântat în garaj? Nu, n-am fost în garaj, dar nu l-am prins. Dar uite că l-am rebranduit și acum este starea de concert și ne bucurăm mult de tot că până la urmă ați acceptat invitația noastră să fiți alături de noi în această seară. Oamenii... Mă uit la timerul ăla acolo, se scurg secundele. Ce mai cântăm și după aia gata, închei ne luăm la revedere. Închei cu o piesă cu care am încheiat și la Sala Palatului. Întotdeauna și în cântări și live, tu știi, închei cu un mesaj pentru toată lumea. Închei cu un mesaj de a fi mai bun și de a îndruma copiii să facă ce le place. Pentru că mi se pare că o țară în care oamenii fac ce le place și fac și bani din asta, e o țară fericită și eu aș vrea să fim așa. Mulțumim frumos că ești acolo cu mesajele sociale și că, știi, multă lume probabil se îndreaptă doar spre zona pe care o are. Muzică, păi nu, radio... zice lumea, vei zis de cântatul tău, nu sunt, mai posta așa. Lasă, tu postează acolo. Postează că e important, mesajul ajunge absolut la cine trebuie. Absolut. Florin Ristei, în această seară, în starea de concert, a fost un super, super, super show. Încheiem cu ultimă piesă. Aripile. Ai scena, aripile sunt ale tale, mulțumim, zboară frumos. Florin, și te mai așteptăm cu mare drag. Pupăm, Alexandra, Europa FM, mulțumim frumos pentru invitație. Aripile, asta ultima, e pentru toată lumea care ascultă în momentul ăsta radio.
câte ori n-ai avut curajul să fii văzut, poate un gest, un cuvânt ar fi schimbat ceva. De câte ori n-ai putut să fii destul, nu mai mult, acum poți fi tot ce ai vrut. Rămâi în pielea ta, lumea te așteaptă să-i zâmbești atunci când doare, când te rănește. Tu să o iubești cât poți de tare, în toate nuanțele, prin toate culorile. Fii numai dragoste și vindecă rănile. Aș vrea să vezi că suntem toți la fel. Stelele au știut, ți-au dat un nou început. Hai, rupe liniștea, lumea se așteaptă să-i zâmbești atunci când doare, când te rănește. Tu să o iubești cât poți de tare, în toate nuanțele, prin toate culorile. Fii numai dragoste și vindecă rănile. Aș vrea să vezi că suntem toți la fel. Live pe Europa FM. Alături de mine sunt colegii mei care s-au auzit.
atât de frumos astăzi seara. La tobe este Alexandru Badea.